Il va changer pas. Da, vorbește tare, ca să știu și eu, noi, tu lucrezi pe că tu lucrezi acolo și eu nu știu nimic ce să fac. Nu mă lăsa așa. Că văd copiii de mine acum. Hai, zi tare, Maria. Mă vă spune. Deci, afli câte steau? Dai rezultatul? Da. Da, și dacă dai rezultatul și eu stau, nu înțeleg de loc și n-am făcut nimic. Era mai bine să spui pe tot timpul când gândești și scrii acolo, să știu și eu ce fac. Asta înseamnă să mă ajuți. Da? Te rog să conduce, ghiși-ți eu. A egal cu 463. 463. Nu-i bine. Hai să vedem. Hai să urmărim. Poate ai dreptate, poate noi nu suntem atenți. Da. Hai să zicem. Cum ai făcut aici? Trebuie făcut înmulțirea. Că ai și înmulțirii. Iartă-mă că tot i-am pus cu punctul ăsta. Deci 2 ori 6 ori 5 ori 5. Adică cât face 2 ori 6 ori? Trebuie să facem înmulțirea asta, nu? 2 ori 6 ori 5 ori 5. Cât este? Cum gândești? Am făcut 2 ori 6 egal cu 12 plus 5 ori 5 egal cu 25 mi-a dat 37. Păi da, dar e mulțire. Tot între ei. 12 ori... Trebuie să faci 12 ori... 12 ori 25. Asta era. Și ca să nu faci așa, ia gândește-te altfel. Deci 12 ori 25, lăsăm așa. Ca să vadă frumusețea. Deci 2 ori 6 ai zis 12, ori 5 ori 5, 25. Și acum știm să le mulțim, le-am pus așa, urmă unele sub altele, hai să le mulțim așa. Deci vine 5, 12 ori 25, da? 12 ori 25. Și... Hai. 5 ori 2, vorbește. 5 ori 2, 10. 2 ori 2. Nu, 5 ori 1, ca să terminăm cu 5. E bine că trebuie terminată toată povestea. 5 ori 1. Deci 5 ori 2, 10. 5 ori 1, 5 cu 1. 5 ori 1, 5 și cu 1, care l-am păstrat 6. Am terminat cu 5, nu mai are cu 5 să fie mulțit. Da. Stop. Treci tu la 2 acum și începe. 2 ori 2, 4. Unde îl pun pe 4? De la capăt? Nu. Dar unde? Ba da. Deci de aici e pun, da? Nu. Dar unde? Sub 6. Asta e. Că e la 10, aici completăm cu 0, să nu greșim, că am făcut noi așa, da? 2 ori 2, 4. 2 ori 2, 4. 2 ori 1? 2. 2. Tragem linii și adunăm. 6 și cu 4. 306. 300, cât ai zis? A 300. 300. Exact 300. Da? Și acum ne înlocuim toată mulțirea asta cu 300. Și am egal cu 200. Vezi? Deci zicem 300 plus A egal cu 500. De unde rezultă că A este egal cu 500 minus 200 și este egal cu minus 300, da. 300 și egal cu 200. Iată că am aflat pe ea destul de repede. A trebuit să facem mulțirea asta. Eu zic că nu chiar repede. Am și muncit. Recunosc că am și greșit. Exact. Că tu ce ai făcut aici? 2 ori 6, 12. Plus 5 ori 5. Nu, este mulțit. Atenție, suntem atenți la operațiile care sunt acolo. Dacă e mulțit, e mulțit să fie. Dar eu aș mai atrage atenția, că aș mai fi putut face așa. 2 ori 5. Așa, asta vroiam să aud. Cea mai tare. Și își dura câteva secunde, erai gata. În 6 puteam zic 2 ori 3. Dar și 6 ori 5, domn profesor. Și 6 ori 5. 6 ori 5, 30, 2 ori 5, 10 și am făcut 300. Da, așa era. Și mă gândeam când ai făcut. 2 ori 5, 10, 6 ori 5, 30. Și ar fi fost 30. Ori 10. Și noi știm să facem. Sigur că da, ori 10, plus A, egal cu 500, și atunci venea foarte repede, 30 ori 10 până încă în 0, deci 300, plus A, egal cu 500. În concluzie, când ai eu de făcut mai multe operații de acestea, de mulțiri, te uiți atent și faci cât oricât să facă 10-le.
Că ție asta mai rapid, cum faci la adunare, da? Să faci 10. Deci pecherile astea trebuie să-i ține minte, că atât dacă muncim 12 ori 15, nu mai, greșim, mai și greșim, și am terminat aici. Dar dacă ești atent la astea, la mișcările astea, exact, ești cel mai fericit. Corect. Iată cum vei face tu pe, să zicem, 2 ori, ori 4, ori 5, ori 6. 2, 4, 5, ori 6. Egal? Da. Cum am mulțit? Egal cu atâta? Da, 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 să spui mulțirea asta. Iar pot pune puncte așa, că nu știu ce am. Ei, față, mulțumesc. Așa, eu am învățat cu puncte astea. 2 ori 4 ori 5 ori 6. Mai cât? Ori? Da. 2 ori 4 ori 5 ori 6, cât ne dă? Vom scrie 2 ori 6. 2 ori 6. 12. Deci îți place așa, 2 ori 6, 12. Da. 4 ori 5, 20. Da. 20 și face 12 ori 20, da? Ori 20 și egal cu? Egal cu 2 ori 0. Deci 0 ori 2, 0. 0 ori 1, 0. Da. Deci la mulțirea asta, la mulțirea asta tu spui că... 2 ori 2, 4. 2 ori 1, 2. Și tragem linii și adunăm. Și mă scrie 240. Deci rezultatul la mulțirea asta este cât ai spus? 240. Dar, repet, te întreb, cum ai făcut de ți-ai ieșit așa repede? Am făcut așa. Am făcut 12 ori 20, 0 se mulțește foarte rapid, așa. 0 ori 2, 0, 0, 3 de 0. Deci 12 ori 2 și ai zis 24 și ori 10 aceea, da? Și ai zis că este egal cu 240. Așa e, dat rezultatul. Da? 240. Bun. Timpul s-a adus. Am făcut aici o serie de mulțiri. Da? Cu aflarea necunoscutii dintr-o operație. Sinteza, faceți. Sinteza orei. Ce am făcut? Sinteza orei. În mulțiri. Da, înmulțiri, împărțiri, am făcut și părțiri. Da. Adunări și scăderi. Ce scrie o lumea pe înțeles? Scăderi. Înmulțiri, împărțiri, adunări, scăderi. Aflarea unui termen dintr-o expresie, da? Aflarea unui împărțiri. A, împărțiri. Ai făcut și împărțiri. Împărțiri. Înmulțiri. Hai, 63 împărți la 9. 63 împărți la 9, cât faci? 63 împărți la 9. Cât ori 9 fac 63? 9 ori cât fac 63? Bine, 7 ori? 7 ori 56. Și 7 ori 9? 7 ori 9. 63. Corect. Și 63 împărți la 9? 63 împărți la 9? Bravo! Deci, așa, dar 63 împărțit la 7. 63 împărțit la 7, nu. Da, corect. Deci asta le jucăm aici. Afară un termen... Împărțiri? Da, dintr-o... dintr-un șir. Dintr-un șir. Da, deci înmulțiri, împărțiri, adunări, scăderi. Adunări, scăderi. Afară un termen... Dintr-o expresie, dintr-un șir de operații. Fără termenul necunoscut, domn profesor, e mai ușor pentru ei. Termenul necunoscut. Necunoscut. Scrii și tu, Maia? Da. Ea mă interesează sinteza. Și sinteza, e să faci. Da, asta e totuși foarte important. Facem ce facem, da, da. Dar sinteza trebuie să-i ca să... Ca să știți ce ați lucrat la sfârșit. Da. Da. La revedere! La revedere! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragilor!